mă întâlneam cu ea, îi ziceam, mai mă cunoști? Oliana Milano. Pentru că era când o da. Era 1000 de salariați. Da. A venit Poliana pentru o adeverință? Da. Ce găsești? A făcut și tata și cu maica mea. Până că maica mea a pierdut 10% de mine după recalculare. Da? Ai, mă. Da. Ai, măi. Gata, ce? Lasă maica mea. Și de tata borcan. Tata i s-a majorat. Doamne, cu borcanile. Eu nu ceva. A, numai da, acasă. Numai acasă, ca în borcane. De ce ai uita, mă? Da, numai i-a luat 10%. Ai. Și eu am o, am o adeverință cu 10% spor de stres. Îmi dau pe partea. Cânțica. Bravo. Că m-am uitat pe hârtie, eram ca avioanele mici, împușcate. E grea, doamnă. Să duc toți, vin, vreau recalculare, să duc la pensie, vine, complic. Mai vrei recalculare? Te mai și mă obligă să muncești o grămadă, știi? Actele. Caut în arhivă, caut, da. Bine, mă, care sunt, nu se cărțile de muncă și toate alea la aia, nu ca la noi, le găsești de le dreacu, da. Că la noi s-a lucrat la foarte mult în toxic, în sporuri, avea fel de fel de, știi? De-aia cată lumea. De ce? Taica mea s-a dus. Când s-a dus cu maica mea, s-a dus la Florești acolo, nu aici, duceți-vă, numai dincolo, la București, la World Trade Center. Uh-huh. A fost special. Și capelă cu porțile astea mari, unde erau oamenii, da? Doi
Bine a zis și ei, mă, că nu le ia de-n pensie. Dacă a schimbat. Da, așa și a specificat, nu să ia de-n pensie, chiar dacă... Dă-i, bagă-te pe asta. Ce asta faci când vezi că s-a aruncat ca nebunul?